știi, un pește prăjit. Peștele pe care l-am tăiat bucăți, avem plătică mare și șalău mare. Ia uitați-vă ce avem aici, plătică mare, șalău mare. Deci peștele ăsta l-am marinat câteva ore bune, până și-a luat el toate aromele. Deci țineți minte, 3 linguri de delicat de legume, o linguriță pastă de ardei iute, 2 lingurițe de zahăr sau miere dacă aveți, o lingură de ulei, o linguriță de oțet, 80 căței de usturoi pisați ca la saramura de pește, iar toate astea le-am pus în vasul de iena, după cum vedeți, și l-am amestecat foarte, foarte, foarte bine, ca să și ia toate aromele alea. Deci voi scoate bucățile de pește, care au stat câteva ore la marinat. Le voi scoate încet, încet, încetișor. Le voi pune într-o sită, pentru că ele va trebui să se scurgă un pic de marinată, dar să nu fie prea zemoase, ca să putem să le prăjim după aceea. Nu le prăjim. Întâi le vom trece prin un amestec de făină și mălai și după aceea le vom prăji într-o tigaie. Amestecul de făină și mălai este aici. L-am făcut mai de mult. Deja am trecut prin acest amestec câteva bucăți de pește, 2 bucăți de plătică, câteva bucăți de șalău și acum să terminăm și celelalte bucăți. Ia uitați ce frumos arată! Ce bucată de plătică! Ce plătică, ce plăticuță! Hai, fetița, treci aici! O ajutăm și cu un pic de linguriță, presărăm frumos, frumos. Așa. Da. Trebuie să pătrundă peste tot, prin toate spațiile, aproximativ. Nu trebuie chiar, că doar nu suntem la fabrică. Suntem acasă, la bucătăria de acasă. S-a atins uleiul din tigaie. Atențiune, prieteni, nu faceți economie la ulei. Peștele trebuie să înoate puțin în ulei încins. Nu să stea pe uscat. Nu? Așa că să începem să punem bucățică cu bucățică. Îl vom pune cu mânuța. Cu mânuța, cu mânuța. Vom pune întâi bucățelele de plătică. Ia auziți cum sfârâie plăticuța noastră. Sunt cam măricele, să vedem dacă vor intra toate. Când peștele s-a prăjit, nu-l prăjiți prea mult, v-am spus. Să-i sară ochii din cap, Doamne ferește! Mai cu milă, mai cu milă! Să-l scoatem, deci. Wow! Ce avem noi aici? Îl vom pune un pic la să se ducă din el ce trebuie să se ducă, adică uleiașul, că nu ne mai trebuie, se scurgă un pic. Am pus și șalăul în tigaie. E rândul lui acum. Sigur că da. Da, vreau să vă spun că am gustat un pic din plătica aia. Nici nu aveți idee ce bună este. Dumnezeule, e ceva de... nici nu vă puteți închipui. Gata și șalăul. Fârculița. Să-l verificăm, nu? L-am pus întâi pe spate. Pe spate, că lui pe spate îi place.
Și acum îl întoarcem un pic pe burtică. Pardon, scuzați. Cum vine acum? Ia, asta e burta? Da, da, da. A, întâi l-am pus pe burtă, pardon. Și acum îl întoarcem pe spate să mai plutească și el un pic, să-și aducă aminte despre când era odată un șalou mare și frumos, faimos, mândru, în Dunăre. În Dunăre, în Dunăre! Ce bine arată, ce galben este, vedeți? Ce înseamnă un amestec de făină cu mălai, să știi să-l pregătești, da. Dar asta e una. Asta e a doua, că prima este treaba aia cu marinata. Acolo a fost treaba. Acolo a fost treaba principală, da. Cred că putem să-l scoatem, pentru că șalou are o coarne moale și nu trebuie să-l prăjim foarte tare, că își pierde gustul de tot. Gustul de șalou. Da. Deci cam așa arată peștele prăjit. Îl vom servi cu o măricuță caldă, cu 2-3 lingurițe de smântână și câteva bucățele de mărac odată peste peștișorii aia prăjit. Avem acolo, deci avem plăticuță, șalăiaș și la urmă, nu uitați,